În Băben de mai bine de un an e șantier continuu. Degeaba încearcă adversarii politici ai lui Ion Băzâc să acrediteze ideea că lucrările s-au făcut în preajma alegerilor locale. Primarul, în funcție candidat al Partidului Național Liberal, îi contrazice. Se începe ușor, ușor, cu pași mărunți, localitatea Băben să devină orașul Băbeni în decursul celor patru ani că mai sunt câteva zile să încheie un mandat de patru ani, putem contabiliza, dacă putem spune așa, un număr de aproape 200 de investiții, mici, medii și mari, care toate la un loc vin în ajutorul și pentru binele cetățenilor acestor acestui oraș. Tipul lucrările de uh, amenajare spații verzi, trotoare, parcări la blocuri, blocurile din centrul localității, unde locuiește un număr mare de, 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 de cetățeni și sper să iese frumos și acolo ceva gen cum este acest giratoriu și aceasta nu poate să dea decât bunăstare, să zicem liniște sufletească Vă și pe directorul Cristian Jean aici Da, pentru că dorim să dăm drumul la apa potabilă pentru satul Bonciu, avem un sat cu aproximativ 80 de gospodării, 100, și acești cetățeni niciodată nu au, avut, nu au beneficiat de apă potabilă. Și dorim ca în aceste zile să putem, lucrarea este făcută de vreo un an de zile, și dorim să le dăm și dumnealor drumul la apă, să-i branșem ca să aibă apă potabilă non-stop. Nu puteți fi acuzat că faceți niște lucruri de fațadă și de circunstanță, acum în preajma campaniei electorale, pentru că 200 de investiții? Sigur că da, toate aceste lucruri erau programate, trebuiau să înceapă, fie că voi fi ales primar în continuare, fie că nu voi fi ales, aceste lucruri trebuia să înceapă, nu trebuie să stăm în loc, pentru că sunt alegeri locale. Alegeri locale e normal să fie, pentru că din 4 în 4 ani oamenii trebuie să-și aleagă edilul, ele trebuie să-și urmeze cursul, cu mine sau fără mine, dar consider și cred că este benefic pentru orice localitate, numai pentru băbeni, să existe totuși o continuitate pentru a nu mai exista acele întreruperi, iar cetățenilor mei nu pot să le adresez decât rugă, nu rugămintea sau să le dau un sfat. Domnule, dacă consideră că acest primar, Buzic Ion, a putut să facă ceva pentru această localitate, să-l voteze. Dacă consideră că nu au făcut și nu-s mulțumit de el, să voteze pe altcineva. Eu doresc totuși să existe o continuitate, pentru că continuitatea nu poate să ducă decât la bine. În cel mai scurt timp, într-o zonă foarte populată, cea a blocurilor, locul va părea de nerecunoscut. Se lucrează la montarea de pavele, care au o valoare estetică, dar care vor asigura și accesul pietonal.